ați predat astăzi ora de Dinamo la școala 15 din capitală. Spune-mi, în primul rând, cum v-ați simțit printre acești copii minunați? Da, este frumos, într-adevăr. Și eu, ca și copil, mi-aș fi dorit, poate când eram mic, să întâlnesc echipa favorită la școală, mai ales. Este o plăcere și îmi face deosebită plăcere de fiecare dată să vin la școală. Mai fost profesor, să spun, pentru această oră, ce note le dai? Ne dau nota 10, sunt foarte, foarte drăguți, minunați cu acești copii și merită. Mai ții minte câte autografe ai dat astăzi? Nu, sunt foarte multe pentru că sunt foarte mulți copii și mă bucur că am ocazia să le dau. În drum spre sport, pentru că este foarte important și sănătos, primul rând. Dar nu trebuie să neglijezi nici școala, pentru că este foarte importantă. Urmează ultimul meci din acest campionat cu Astra Giurgiu. Ce ar însemna o victorie în acest meci? Pentru Dinamo trebuie să câștigăm, să terminăm, chiar dacă suntem pe un loc care nu ne avantajează și nu ne dorim, nu ne-am dorit acest lucru, dar sperăm măcar la ultimul meci să încheiem cu o victorie. Gicu, ați predat astăzi ora de Dinamo la școala 15 din capitală. Cum v-ați simțit? Da, ne bucură faptul că cei mici iubesc Dinamo. Am venit cu inimile deschise, am dat autografe, am făcut poze, ne simțim foarte bine. Să facă sport, pentru că sportul înseamnă sănătate și e bine și pentru dezvoltarea lor. Revenind la fotbal, urmează ultimul meci din acest sezon. Da, e un ultim meci de campionat, sperăm să facem o impresie bună și să câștigăm. Copii, spuneți-mi cum v-ați simțit la ora de Dinamo? Incredibil! Super! Mi-a plăcut foarte mult că a venit toată echipa și... Super! De la cine ați luat autografe? Aproape toți! De la majoritatea! Este aceasta cea mai frumoasă oră din an? Cu siguranță, mai bine decât lecții! Desigur! Normal!